Veste bună pentru elevii care învață în școli cu predare în limba maghiară sau germană. Liceul de artă Ioan Sima continuă programul de formare în învățământul vocațional al elevilor care învață la clasele de predare în limba minorităților naționale. Inițiat în urmă cu un an, proiectul Liceului de Artă Ioan Sima, prin care se dă posibilitatea elevilor să urmeze cursuri la învățământul vocațional, va fi continuat și în acest an școlar. Directorul liceului, Titus Câmpen, afirmă că de la cei 15 elevi înscriși la program nu au întârziat să apară rezultatele. Noi spunem că această inițiativă, respectiv cele 15 locuri pentru minoritățile, copii aparținând minorităților naționale, maghiari și germane, a fost un real succes. Am pornit anul trecut cu 15 locuri care s-au ocupat în totalitate și spunem noi că rezultatele acestor copii după un an de zile au fost de-a dreptul frumoase. Acești copii au reușit o parte dintre ei să obțină rezultate bune și foarte bune la concursul de specialitate, motiv pentru care și în acest an toți cei 15 copii care sunt înscriși pe aceste locuri își vor continua cursurile la această formă de învățământ de la nivelul unității noastre de învățământ. Noutatea a venit anul trecut, când pentru prima dată a fost inițiat acest program. Interesul manifestat de elevi a fost unul mare, iar pe cele 15 locuri disponibile a fost mare concurență. Până anul trecut, în învățământul sălăjan nu a existat o astfel de șansă pentru acești elevi de a învăța un instrument la un liceu vocațional, chiar dacă ei sunt elevi ai altor unități de învățământ. Astfel, la nivelul liceului s-au constituit două grupe, una pentru învățământul primar, iar o alta pentru cel liceal.